Iosua 10:16, pagina 243. 243. Iosua, capitolul 10, versetul 16. Vă rog, cei ce aveți Biblii, să o împărțiți și să le împărțiți cu cei ce n-au. Vă rog, toți cei ce aveți Noul Testament, să veniți și cu Biblia la dumneavoastră, nu numai cu Noul Testament. Așa. Deci vă rog să împărțiți Scriptura cu cei ce nu o au. Deci Iosua, capitolul 10, versetul 16, pagina 243. 243. Cei cinci împărați au fugit și s-au ascuns într-o peșteră la Macheda. S-a spus lucrul acesta lui Iosua zicând: cei cinci împărați se află ascunși într-o peșteră la Macheda. Iosua a zis: prăvăliți niște pietre mari la intrarea peșterii și puneți niște oameni să-i păzească. Și voi nu vă opriți și urmăriți pe vrăjmașii voștri și bateți-i pe dinapoi, nu-i lăsați să intre în cetățile lor, căci Domnul, Dumnezeul vostru, i-a dat în mâinile voastre. După ce Iosua și copiii lui Israel le-au pricinuit o foarte mare înfrângere și i-au bătut cu desăvârșire, cei ce au putut scăpa au intrat în cetățile întărite. Și tot poporul s-a întors liniștit în tabără la Iosua în Macheda, fără ca cineva să fi crâcnit cu limba lui împotriva copiilor lui Israel. Iosua a zis atunci: deschideți intrarea peșterii, scoateți afară din ea pe cei cinci împărați și aduceți-i la mine. Ei au făcut așa. Și-au adus la el pe cei cinci împărați pe care îi scoseseră din peșteră. Pe împăratul Ierusalimului, pe împăratul Hebronului, pe împăratul Iarmutului, pe împăratul Lachisului și pe împăratul Eglonului. După ce au adus pe acești împărați înaintea lui Iosua, Iosua a chemat pe toți bărbații lui Israel și a zis căpitanilor oamenilor de război care merseseră cu el: apropiați-vă și puneți-vă picioarele pe grumajii împăraților acestora. Ei s-au apropiat și au pus picioarele pe gâtul lor. Iosua l-a zis: nu vă temeți și nu vă înspăimântați, ci întăriți-vă și îmbărbătați-vă, căci așa va face Domnul tuturor vrăjmașilor voștri împotriva cărora vă veți lupta. După aceea Iosua i-a lovit și i-a omorât. I-a spânzurat pe cinci copaci și au rămas spânzurați de copaci până seara. Pe la apusul soarelui, Iosua a poruncit să-i coboare din copaci, i-au aruncat în peștera în care se ascunseseră și au pus la intrarea peșterii niște pietre mari care au rămas acolo până în ziua de azi. Amin. Doamne Iisuse, cuvântul Tău este plin de putere. Cuvântul Tău este plin de învățătură și cuvântul Tău este plin de lumină. De aceea te rugăm în această dimineață, în următoarele minute, dă-ne puterea Ta, dă-ne călăuzirea Ta și dă-ne lumina Ta prin cuvântul Tău. Și te rugăm tot prin cuvântul Tău, Doamne, Tu să fii acela care să ne vorbești. Vorbește-ne prin Duhul Tău cel Sfânt. Mulțumesc pentru fiecare bărbat și femeie, tânăr și tânără, care suntem în locul acesta și mulțumesc că ai un cuvânt special pentru noi. Te laud, Doamne Iisuse, pentru jertfa Ta, pentru crucea Ta și pentru puterea jertfei Tale în viața noastră. Glorie Ție! Amin! Vă rog să ocupați locul. Aș vrea, înainte de a săpa puțin în cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit în această dimineață, aș vrea să îmi permite să mai citesc încă un text care este foarte important și este legat de textul pe care l-am citit din Vechiul Testament. O să citesc un text din Noul Testament care se găsește scris în Coloseni la capitolul 2 și în Coloseni la capitolul 2, începând cu versetul 8, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: luați seama, Coloseni 2:8 spune așa: luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia,
și cu o amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Căci în El, în Hristos, locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu Hristos prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credință în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Și acum, pe voi care odinioară erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile, a șters zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-L pe cruce, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut deocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce, glorie lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu, pentru această dimineață, pentru că este o dimineață specială și stăm la masa specială a Domnului, la cina Domnului, și mâncăm astăzi din trupul și bem din sângele Domnului Iisus, mi-a dat un mesaj special pentru mine. Mesajul acesta este în primul rând pentru mine, dar după aceea mesajul acesta este pentru fiecare dintre dumneavoastră. Mulțumesc de aminul puternic. Foarte slăbuț a fost aminul, se vede că sunteți în post și în rugăciune. Amin. Însă să știți că în rugăciune și în post, prin rugăciune și post, vine puterea lui Dumnezeu în viața noastră. Mesajul din această dimineață, Dumnezeu mi l-a dat zilele trecute și l-am numit așa, crucea și cei cinci pentru distrugere. În Vechiul Testament am citit despre cinci împărați, cinci domnitori, care cândva au luptat împotriva poporului lui Dumnezeu, cinci împărați care n-au avut tandrețe și n-au arătat ospitalitate față de poporul lui Dumnezeu, cinci împărați care erau dușmanii poporului lui Dumnezeu și despre ei am citit în cartea Iosua la capitolul 10. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că Iosua i-a condus pe evrei în luptă. Iosua este împăratul lui Israel, conducătorul evreilor care i-a trecut pe evrei Iordanul și a biruit țara Canaanului, promisă de Dumnezeu, poporului său, poporului lui Dumnezeu. Și Iosua a împărțit țara Canaanului. Iosua a făcut trei lucruri importante prin ajutorul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Numărul 1, Iosua i-a trecut pe evrei Iordanul. Numărul 2, Iosua a biruit toți vrășmașii poporului lui Dumnezeu, acolo în Canaan, și nu erau puțini, ci erau mulți. Și numărul 3, Iosua este omul care a împărțit țara Canaanului pentru cele 12 triburi ale lui Israel. Ei, după ce au intrat în țara Canaanului, au avut multe lupte de făcut. Pentru că era acolo fel de fel de împărați, era acolo fel de fel de domnitori, erau acolo fel de fel de triburi care ocupau țara Canaanului, dar Dumnezeu le-a promis evreilor toată țara Canaanului. Ei, în momentul acesta suntem în capitolul 10, unde am citit din Iosua, cei cinci împărați ai Canaanului erau hotărâți să-i împiedice pe evrei să intre în țara promisă și erau hotărâți să-i împiedice pe evrei să intre în promisiunile și în binecuvântările pe care Dumnezeu le avea pentru poporul său. Dumnezeu însă a fost cu Iosua și cu poporul său și i-a ajutat să cucerească toată țara. Vă rog să rețineți în ce context ne dă Dumnezeu biruința. Să știți că Dumnezeu nu ne dă biruința, frașilor și doamnelor și domnilor, doar pentru că postim și ne rugăm. Dumnezeu ne dă biruința când postim și ne rugăm, dar trebuie să mai facem încă ceva. Pe lângă post,
Pe lângă rugăciune urmează și acțiune. Alo, amin. Pe lângă post, pe lângă rugăciune, trebuie să fie și luptă. Amin. Dacă doar acum noi câțiva aici la Stânca, în aceste 3 zile de 1, 2 și 3 iulie, că astăzi este 3 iulie, deci în aceste 3 zile de 1, 2 și 3 iulie, câțiva dintre noi am stat în post și în rugăciune cum am știut noi mai bine, slăviți să fie Domnul. Însă să știți că nu-i suficient. Deși am stat în post și în rugăciune, și asta trebuie să o facă fiecare credincios, fiecare creștin, ne mai rămâne acum un alt lucru de făcut. Lupta. Spre surprinderea mea, deși Dumnezeu le-a promis evreilor țara Canaan, să știți că Dumnezeu nu le-a dat-o așa, pică pară mălăiață în gura lui Nătăfleață, deși Dumnezeu le-a promis binecuvântările, deși Dumnezeu le-a promis țara, a zis, e acum, eu v-am promis, eu sunt cu voi, voi trebuie să luptați. Amin. Acum noi stăm înaintea mesei Domnului și masa Domnului simbolizează trupul frânt și sângele vărsat al Domnului Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor noastre, slăvit să fie Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos locuiește în inima mea. Duhul Sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos este în inima mea. Însă să vă dau o veste foarte interesantă. Și eu am responsabilitatea mea. Să știți că Dumnezeu nu-mi dă biruința doar pentru că, mă rog, Dumnezeu nu-mi dă biruința doar pentru că Duhul Sfânt a venit în inima mea, ci Dumnezeu îmi dă biruința pentru că eu mă rog, pentru că eu cred, pentru că Duhul Sfânt a venit în inima mea, însă și pentru că eu lupt. Amin. Să nu credeți că Dumnezeu ne dă biruință și binecuvântări că noi suntem apatici, pesimiști, deprimați și inerți. Dumnezeu ne dă biruința când suntem dispuși să fim pasionați. Dumnezeu ne dă biruința când suntem dispuși să postim și să ne rugăm. Și Dumnezeu ne dă biruința când suntem dispuși să luptăm și să lucrăm pentru împărăția sa și pentru biruințele pe care Dumnezeu le are pregătiți pentru fiecare dintre noi. Doamne, ajută-ne la aceasta! Când Iosua s-a dus la război în țara care deja le era promisă, câțiva împărați li s-au împotrivit, că au fost fraieri împărații ăia. Ăia nu-L cunoșteau pe Dumnezeul evreilor și din cauza aceasta li s-au împotrivit evreilor. Și au greșit și asta a fost greșeala lor fatală. Cei 5 împărați au fugit și s-au ascuns într-o peșteră protejându-și viața. Când Iosua i-a găsit, știți că și acolo era spionaj și contraspionaj. Și se știa cam tot ce se întâmpla în țară și cineva le-a spus. Zice, vezi că cei 5 împărați care au fugit din fața voastră, cei 5 împărați s-au ascuns într-o peșteră. Acum, aș vrea să facem aici o paralelă foarte duhovnicească și vă rog să nu uitați mesajul din această dimineață. Cei 5 împărați se reprezintă cele 5 simțuri ale noastre. Cei 5 împărați din cartea Iosua reprezintă cele 5 simțuri ale noastre cu care ne-am născut majoritatea dintre noi. Soacra mea are numai 4, ea nu are mirosul, dar în rest funcționează foarte bine. Și de asta am adus-o la noi ca să mirosim noi în locul ei. Însă majoritatea dintre noi avem cele 5 simțuri. Avem cele 5 simțuri. Ei, știați că cele 5 simțuri ale noastre nu ne sunt doar prieteni. Cele 5 simțuri pe care le avem majoritatea dintre noi deseori sunt cei mai groaznici dușmani ai ființei noastre. Pentru că, știți ce a spus Iosua când i-a prins pe cei 5 domnitori, pe cei 5 împărați? I-a luat pe toți conducătorii, pe toți căpitanii armatei sale și a zis, scoateți-i afară. Și Pormă le spune o chestiune foarte importantă. Zice, scoateți-i afară și puneți-vă piciorul pe gâtul lor. Scoateți-i afară din peșteră și puneți-vă piciorul pe gâtul lor. Ăla era un gest simbolic. Cei 5
împărați, adică cele cinci simțuri din fiecare dintre noi, pe care le avem fiecare dintre noi, cei cinci împărați reprezintă cele cinci simțuri, însă nu uitați, cei cinci împărați au vrut să-i distrugă pe poporul lui Dumnezeu. Ca poporul lui Dumnezeu să poată intra în promisiunea lui Dumnezeu, în victoriile lui Dumnezeu și în binecuvântările lui Dumnezeu, cei cinci împărați trebuiau subjugați. Cei cinci împărați trebuiau călcați. Cei cinci împărați trebuiau anihilați. Atunci când ne naștem, fiecare dintre noi ne naștem, sau majoritatea dintre noi, repet, ne naștem cu cele cinci simțuri. Așa cum cei cinci împărați au vrut să distrugă poporul lui Dumnezeu, în multe situații cele cinci simțuri ale noastre nu ne sunt doar prieteni. În multe situații, dacă nu suntem atenți, cele cinci simțuri ale noastre vor încerca să distrugă viața spirituală. Cele cinci simțuri ale noastre nu vor încerca niciodată să distrugă viața firească, ci cele cinci simțuri ale noastre vor încerca să distrugă, dacă le dăm ocazia, să distrugă viața spirituală. Care sunt cele cinci simțuri? Le știți? Auz, văz, miros, gust și pipăit. Exact. Măi, le știți ca mine. Adică mai bine decât mine. Astea sunt cele cinci simțuri. Și vă rog să nu uitați că toți le avem. Știți care este problema cu cele cinci simțuri? Eu i-am numit pe ăștia domnitori, împărați. Să vă spun ceva, cele cinci simțuri încearcă să ne controleze. Acești cinci împărați încearcă să domine viața noastră. Și dacă vă gândiți bine la mesajul din această dimineață, pe sfârșit o să-mi dați dreptate. Cele cinci simțuri ne sunt prieteni până la un moment dat. Când însă cele cinci simțuri devin împărați și devin domnitori și nu sunt slujitori, am încurcat-o. Cele cinci simțuri mi-au fost date de Dumnezeu să ne slujească, nu să ne domine. Aici era de zis amin. Amin. Cele cinci simțuri ne sunt date de Dumnezeu să ne fie slujnice, să fie slujitori, nu să fie domnitori și să fie împărați și Dumnezeu să ne ferească cu așa ceva. Auziți, cei cinci împărați, vă rog să nu uitați adevărul acesta foarte important, cei cinci împărați, cele cinci simțuri, împărații în general au supuși. Cele cinci simțuri, când le lăsăm să fie împărați, ele ne vor supune. Și dacă cele cinci simțuri ne supun, ele pe noi, nu noi pe ele, noi suntem sclavii lor și nu mai suntem sclavii lui Dumnezeu. Ori creștinism, și folosesc acum cuvinte românești moderne, nu arhaice. Vedeți, creștinism, știți ce înseamnă? Creștinism înseamnă să fiu sclavul lui Iisus Hristos. Acum s-ar putea să fi pierdut niște simpatii. Însă asta înseamnă creștinism și pocăință. Amin. Creștinism autentic și pocăință adevărată înseamnă să devin robul lui Hristos, sau modern spus, înseamnă să devin sclavul lui Hristos. Nu sclavul celor cinci împărați, ci eu trebuie să devin sclavul Domnului meu, Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Însă vă rog să rețineți adevărul acesta. Împărații sunt obișnuiți să dicteze, să conducă, să poruncească. Când cele cinci simțuri devin domnitori, când cele cinci simțuri devin împărați, când gustul conduce, când pipăitul conduce, când văzul conduce, când vreun parfum periculos conduce, am încurcat-o. Amin. Am încurcat-o. Pentru că cele cinci simțuri tind să ne domine, ori creștinism, și noi suntem la masa Domnului, crucea lui Iisus Hristos, și ce înseamnă? Că nu cele cinci simțuri îmi conduc mie viața, ci crucea îmi conduce viața.
De aceea, în textul pe care l-am citit din Coloseni, mi se pare extraordinar, Biblia spune în versetul 14, a șters zapisul cu poruncile. Cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. L-a nimicit pironindu-l pe cruce, a dezbrăcat domniile și stăpânirile, adică împărații ăștia care încearcă să ne domine, și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce, slavă lui Dumnezeu. Fraților, creștinism autentic și pocăința adevărată înseamnă o viață centrată în cruce. Pocăința autentică înseamnă o viață centrată în cruce, nu în simțuri. Când Iosua i-a prins pe cei cinci împărați, i-a scos afară din peșteră și le-a zis comandanților săi, puneți-vă piciorul pe gâtul lor. Și ideea era următoarea, nu vă temeți de niciun împărat. Și cuvântul pe care l-am citit în Iosua este extraordinar pentru mine în această dimineață și este fabulos, cred eu, pentru fiecare dintre noi. Și în Iosua, capitolul 10, cuvântul lui Dumnezeu face niște afirmații teribil de importante și zice așa Scriptura în textul pe care l-am citit din Iosua. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în textul acesta din Iosua și trebuie să îl citesc și să îl citez exact așa cum este. Iosua zice așa. Iosua le-a zis, nu vă temeți și nu vă înspăimântați de aia cinci împărați, ci întăriți-vă, îmbărbătați-vă, căci așa. Dar ăștia erau cu piciorul pe gâtul lor. Comandanții credincioși erau cu piciorul pe gâtul celor cinci împărați și Iosua le zice, nu vă temeți și nu vă înspăimântați, ci întăriți-vă și îmbărbătați-vă, căci așa va face Domnul tuturor vrășmașilor voștri împotriva cărora vă veți lupta. Amin. Și ce am înțeles aici? Că Domnul va nimici orice păcat. Domnul va nimici orice senzație păcătoasă. Domnul va nimici orice poftă ilicită. Domnul va nimici orice gând nepotrivit. Domnul va nimici orice domnitor și împărat din viața mea. Fii atent! Dacă vă veți lupta împotriva lor. Dacă vă veți lupta împotriva lor. Lupta pe care noi o ducem ca și copii al lui Dumnezeu în zilele ca acestea. Să știți că este împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor, a duhurilor care locuiesc în locurile cerești, dar lupta pe care o mai ducem în zile ca acestea este și împotriva firii. Amin. Și vă dau un exemplu. Să vedeți ce domnitori puternici încă stăpânesc în viața unora dintre noi. Slujba începe la 10 și tu vii la 10 și un sfert. Bine, nu la stânca, la alte biserici. Și înseamnă asta? Că ești condus de un anume domnitor. Păi eu cred, frați și surori, că atunci când este vorba de închinare, închinarea adusă lui Dumnezeu, trebuie să o facem cu toată dragostea noastră. Altfel nu-i primită. Amin. Vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră sunteți angajați aici? Câți sunteți angajați? Patron, firmă, ești patron, ești angajat. Ok, ok, ok. Felicitări, felicitări. Auzi, când slujba ta, când serviciul tău începe la ora 8, tu te duci la 8 jumate? Ia numai du-te odată și de două ori și să vezi că a treia oară vii la biserică. Și spui, rugați-vă pentru noi că nu mai am servici. Când slujba începe la ora 9, păi tu la 9 fără 5 sau la 9 fără 3 minute, cel târziu ești acolo. Amin. Fraților, când închinarea care o aducem lui Dumnezeu începe la ora 10, de ce ne permitem, acum să nu mi-o luați în nume de rău, ci luați o critică constructivă, de ce unii dintre noi încă ne permitem să venim la 10 și jumătate? De ce unii dintre noi ne permitem să venim la ora 11? Știți de ce? Pentru că nu domnește Domnul, ci domnește firea. Din cauza aceasta. Eu știu că sunt accidente și accept că sunt accidente, dar când s-a cronicizat șmecheria aceasta, înseamnă că în viața mea domnesc alți împărați și nu domnește Domnul domnilor și împăratul împăraților și numele Lui este Iisus Hristos, glorie Lui Iisus Hristos. Iosua i-a scos pe cei cinci
din peșteră unde s-au ascuns și le-a zis comandanților: puneți-vă piciorul pe gâtul lor, a bandiților, că ăștia trebuie să moară. Că dacă nu-i omorâți voi, ne omoară ei pe noi. Exact așa se întâmplă cu împărații păcătoși din viața noastră. Exact așa se întâmplă cu domnitorii păcătoși din viața noastră și exact așa se întâmplă cu alea cinci simțuri sau șase sau eu știu câte ori fi în viața unora dintre noi. Dacă nu suntem în stare să le subjugăm noi, ele ne vor subjuga pe noi. Doamne, îndură-te de fiecare dintre noi. Cei cinci împărați, ăștia din Iosua, capitolul 10, cei cinci împărați reprezintă lupta credinței în care ne găsim toți chiar în aceste momente. Amin. Reprezintă lupta credinței. Vedeți? Ăștia cinci împărați reprezintă ceea ce vedem, reprezintă ceea ce auzim, reprezintă ceea ce mirosim, gustăm și atingem în lumea naturală. Asta înseamnă cele cinci simțuri. Sunt cinci împărați care încearcă să ne domine. Și când mă las dominat și condus de cei cinci împărați, am încurcat-o, intru în iaurt de sus până jos și nu mai am nicio șansă. Cei cinci împărați, spune Iosua, trebuie să-i scoatem afară din peșterile lor, să punem piciorul pe gâtul lor și să-i subjugăm. Nu ei ne conduc, ci noi conducem simțurile. Nu simțurile mă conduc pe mine, ci eu conduc simțurile prin credință. Doamne, ajută-mă la aceasta! Vedeți, cele cinci simțuri le avem de la Dumnezeu pentru a determina ce se întâmplă în lumea de jos. Duhul lui Dumnezeu și crucea lui Iisus Hristos ne-a fost dată în dar pentru a determina ce se întâmplă în lumea de sus. Simțurile le avem ca să ne putem orienta în lumea de jos. Dar când simțurile conduc, nu mai poate să conducă crucea. Ori biserica aceasta, biserica stânca, este condusă de crucea lui Hristos. Familiile noastre sunt conduse de crucea lui Hristos. Ființa mea este condusă de Duhul lui Hristos. Nu de cei cinci împărați, nu de cei cinci domnitori. Amin. Pentru că dacă mă iau după cei cinci domnitori, după ce aud, după ce simt, după ce gândesc eu, după ce palpez eu, sunt sclav. Uitați-vă în lumea de lângă noi. Cine sunt cele mai mari vedete în lumea de lângă noi? Sunt ăia care sunt conduși de cele cinci simțuri. Cele mai mari vedete din lumea modernă și din lumea mondenă sunt oamenii care sunt dominați de cei cinci împărați. Uitați-vă în biserică. Oamenii care nu sunt dominați de cei cinci împărați sunt oameni duhovnicești, pentru că înseamnă că ei sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu prin crucea Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să fie Dumnezeu. Trebuie să învățăm să trăim prin credință, nu prin cele cinci simțuri. De fapt, cineva spunea că noi nu avem doar cinci simțuri, ci șase simțuri. Și știți care e al șaselea? Bunul simț. Bunul simț. Dar al șaptelea simț, cineva spunea că este credința. Acum, un lucru dintre cele mai importante pe care trebuie să le cunoașteți este următorul. Toți avem credință. Într-un fel sau într-altul, toți avem credință. Toți avem potențialul credinței în noi. Întrebarea este: în cine îmi pun credința? Îmi pun credința în Dumnezeu, în Dumnezeul lui Iosua, îmi pun credința în jertfa Domnului nostru Iisus. Când vorbesc despre cruce, aș vrea să fac o paranteză. Când vorbesc despre crucea lui Hristos, nu vorbesc despre lemn, ci vorbesc despre jertfa de pe cruce. Amin. Că nu lemnul mă mântuie pe mine, ci ceea ce s-a petrecut pe lemn, adică Hristosul răstignit și înviat, mă mântuiește pe mine. Amin. Când Biblia vorbește despre cruce, nu se referă la lemn, ci se referă la jertfa de pe cruce, care este Domnul nostru și Mântuitorul nostru, slăvit să fie numele. Însă noi trebuie să învățăm un lucru extraordinar pe care tot tindem să-l învățăm. Cei cinci împărați reprezintă lupta credinței în care trebuie să ne angajăm fiecare dintre noi în fiecare zi. Exemplu. Dacă trăiești condus de simțuri,
trăiești în cel mai mare eșec și instabilitate din viața ta, dacă trăiești condus de simțuri. Și de ce? Simțurile tind să devină niște domnitori tirani în viața mea și ei se transformă. Cele cinci simțuri, dacă ele mă domină pe mine, se transformă în necredință, se transformă în rațiune și se transformă în frică. Dacă cele cinci simțuri îmi conduc mie viața, ele se transformă în necredință, în îndoială, în rațiune și în frică, dacă credem ceea ce ne spun cele cinci simțuri. Și auziți câteva exemple. Când primești un raport rău de la un medic, un raport negru de la vreun doctor, nu accepta ceea ce auzi în totalitate. Și tu bazează-te pe ce ai scris în totalitate. Amin. Pentru că dacă mă iau după ceea ce aud și cred raportul acela și îngurgitez raportul acela negativ și rău, am încurcat-o. Eu nu mă iau după ce aud, eu mă iau după ceea ce îmi spune cuvântul lui Dumnezeu și după ceea ce găsesc scris în cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Vă mă dau încă un exemplu foarte important. Când vezi că economia se clatină, când vezi că firma ta se clatină, când vezi că slujba ta se clatină, fii atent, nu permite ca ceea ce vezi să te controleze și să te domine. Și tu trebuie să permiți ca ceea ce stă scris să te controleze și să te domine. Amin. Fii atent, când vezi că soțul tău nu e în regulă, când vezi că soția ta nu e în regulă și când vezi că soțul tău este bolovan și taciturn, când vezi că nevasta ți este acră și dificilă și zgripțuraică, fii atent, nu te lua după ce vezi. Iată după ceea ce scrie cuvântul lui Dumnezeu. Și ce am învățat, fraților? Că trebuie să învățăm. Noi nu trăim după ceea ce vedem. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu ne uităm la ceea ce se vede. Noi ne uităm la ceea ce nu se vede. Și ce înseamnă aia? Noi ne uităm prin credință la harul lui Dumnezeu, la puterea lui Dumnezeu, la înțelepciunea lui Dumnezeu și la Duhul lui Dumnezeu. Când vom începe să trăim prin credință, aia înseamnă că puterea lui Dumnezeu începe să vină în viața noastră. Aia înseamnă că harul lui Dumnezeu începe să vină în viața noastră. Fii atent încă un lucru. Când te simți rău, Doamne, ai o slăbiciune, te simți rău, nu permite diavolului imediat să șoptească că ai cancer. Și că asta este prima tendință. Mă simt ceva rău, am o amețeală, am nu știu ce, am o durere undeva, am cancer. Domnule, când te simți rău, nu te baza pe ce simți. Bazează-te pe ce stă scris, pe ce crezi. Amin. Încercați și va funcționa. Eu nu spun că trebuie să renunțăm la medici, nu spun că trebuie să renunțăm la doctorițe. Absolut deloc, că noi avem vreo două aici, Domnul să le binecuvinteze. Nu spun la aia, e nevoie și ele sunt un dar de la Dumnezeu. Însă ceea ce spun este că trebuie să ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne bazăm nici pe medici, nu trebuie să ne bazăm nici pe medicamente, trebuie să ne bazăm numai și numai pe cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ne bazăm pe jertfa Domnului Iisus Hristos și în Isaia 53:5 Biblia spune așa și spune un lucru extraordinar, zice, prin rănile lui am fost ce? Tămăduiți. Amin. Dom'le, s-ar putea să te simți rău, dar fii atent, în momentul când te simți rău, tu trebuie să începi să declari, să crezi. Să nu te lași dominat de ce simți, ci trebuie să te lași dominat de ce crezi și de ceea ce stă scris în cuvântul lui Dumnezeu. Când te simți rău, când auzi rău, când vezi rău, ai curajul să pui piciorul pe gâtul dușmanului tău și ai curajul să te uiți și să te focalizezi pe jertfa lui Iisus, pentru că prin rănile lui am fost, suntem și vom fi tămăduiți, glorie lui Iisus Hristos. Asta înseamnă jertfă, asta înseamnă creștinism, asta înseamnă pocăință. Doamne, ajută-ne tuturor. Vreau înainte de a ne apropia de masa Domnului să vă cer ceva, frați și surori. Trebuie să hotărâm să facem o juruință fermă înaintea lui Dumnezeu.
ca de azi înainte, să nu te mai lași condus de cele cinci simțuri. Să nu te mai lași condus de cei cinci sau șase sau zece împărați cât sunt în viața ta, că pe lângă cele cinci simțuri mai sunt și alți împărați în viața ta, alți domnitori care încearcă să te distrugă. Trebuie să luăm-o înaintea Domnului, înaintea mesei Domnului, înaintea lui Iisus Hristos, trebuie să luăm o juruință. Dacă nu iei juruință, nu te vei ține niciodată de ea. Dar juruința trebuie să o iei înaintea lui Dumnezeu, în numele Domnului Iisus, prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Și trebuie să lupți tu. Cunosc un caz foarte serios și foarte drag mie. Un caz pe care îl stimez, nu vă pot da date foarte multe, însă cunosc un caz foarte serios despre un bărbat și o femeie care locuiesc într-o altă parte a lumii noastre, nu în continentul european. Și când femeia aceasta a plecat din țara asta, de vorbă cu mine și a spus: frate Daniel, până acum am dus o viață dublă. Spune: de astăzi am hotărât să mă pocăiesc și am luat o juruință înaintea lui Dumnezeu că nu îmi voi mai înșela niciodată soțul. Am întâlnit-o după 21 de ani. Și eu schimbat, ea schimbată, soțul schimbat, toți ne-am schimbat după 21 de ani. Și am stat de vorbă cu ea și am spus: cum ești după 21 de ani? Și frate Daniel, îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-am ținut de juruința pe care am făcut-o înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă aia, fraților? Și ce înseamnă, surori? Că Dumnezeu îți dă putere să-ți împlinești juruința. Noi suntem înaintea sângelui lui Hristos, înaintea trupului lui Hristos, înaintea crucii lui Hristos, înaintea jertfei lui Hristos. Dacă vrei să devii duhovnicesc, trebuie să iei niște hotărâri fundamentale în această dimineață. Dacă vrei să devii biruitor, trebuie să iei niște hotărâri de viață și de moarte și să faci niște juruințe înaintea lui Dumnezeu că de astăzi, în numele lui Iisus Hristos, prin puterea Duhului Sfânt, vei lupta împotriva fiecărui simțământ, împotriva fiecărui domnitor, împotriva fiecărui păcat, împotriva fiecărui împărat care va vrea să te subjuge. Și nu te vor mai subjuga ei pe tine, ci tu îi vei subjuga pe ei în numele jertfei lui Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne! Fii atent! Funcționează la mine. Și dacă funcționează la mine, și dacă funcționează la femeia aia, și dacă funcționează la el, și dacă funcționează la ea, înseamnă că numele lui Iisus va funcționa și la tine. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune că prin cruce am devenit biruitori asupra tuturor lucrurilor, glorie lui Iisus Hristos. Dumnezeu nu ne-a chemat la o viață de înfrângere și de eșec. Doamne, este eșec în familia ta? Nu te mulțumi cu el. Eșecul și domnitorul acela poate să fie înfrânt în numele lui Iisus Hristos. Dar trebuie să lupți împotriva lui cu armele duhovnicești în numele lui Iisus Hristos. Este eșec la serviciul tău? Dumnezeu nu vrea să trăiești în eșec. Trebuie să ai curajul să pui piciorul pe gâtul eșecului și să lupți împotriva eșecului cu armele duhovnicești în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Încă ceva și ne apropiem de masa Domnului și este foarte important lucrul acesta. Cele cinci simțuri sau toți împărații care încearcă să ne domine, dar vorbesc acum în general despre cele cinci simțuri, dar și toate celelalte simțuri, cele cinci simțuri ale noastre sunt toate ucigași ale credinței. Dacă ne lăsăm dominați doar de simțurile noastre, doar de rațiunea noastră, fii atent, simțurile și gândurile sunt ucigași ale credinței. Ori Domnul pe fiecare dintre noi ne-a chemat să trăim prin credință, nu prin vedere. Amin. Când trăiesc prin vedere, mă las dominat de rațiune și de cele cinci simțuri. Și harakiri, în familia mea, la serviciul meu, în casa mea, în firma mea, când mă las dominat de rațiune și de cele cinci simțuri, e harakiri și este eșec.
când mă las însă dominat de jertfa lui Hristos, de sângele lui Hristos, de Duhul lui Hristos, de crucea lui Hristos, de puterea Domnului nostru Iisus Hristos, toți domnitorii și dușmanii noștri pot să fie înfrânți în numele mare și sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos. Noi trebuie să învățăm un lucru fundamental. Trebuie să învățăm să fim conduși prin cruce, de cruce, prin credință. Amin. Fraților, închei cu o aplicație practică. Dacă viața ta nu este condusă de cruce prin credință, tu poți să fii religios, dar creștin nu ești. Viața de mântuit, viața de pocăință este dominată de crucea lui Hristos. Aia știi ce înseamnă? Că pe crucea sa, Domnul Iisus Hristos a repurtat cele mai mari victorii. Amin. Pe cruce. Când Iisus Hristos a dus pe cruce, auziți, a șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Asta este puterea crucii. Asta este viața centrată în cruce. Asta este crucea și toți împărații din viața noastră. Crucea domină, nu împărații domină. Amin. Și fii atent că se poate. Vei spune, frate, sunt atât de slab. Știu. Și ce spune Apostolul Pavel? Nimic bun nu locuiește în mine. Știu că așa e și în mine, dar în firea pământească. Dar când Duhul lui Hristos este în mine, locuiesc în mine, locuiește în mine cel mai bun lucru. Amin. Când crucea lui Iisus Hristos mă domină, fii atent, nu te mai conduce nici euul, nici simțurile, nici rațiunea, ci conduce jertfa lui Iisus Hristos, conduce Duhul lui Iisus Hristos, glorie lui Iisus Hristos. Fii atent, doar când crucea domină viața ta, doar atunci ești biruitor. Când simțurile domină viața ta, când rațiunea, când alți domnitori conduc viața ta și nu vrei să pui piciorul pe gâtul lor, o încurci. Consiliez din când în când, v-am mai spus asta pe internet, diferite persoane și una dintre ele mi-a spus o chestiune care mi-a atras atenția probabil pentru tot restul vieții mele. Și mi-a spus așa, zice, abia acum am înțeles că trebuie să învăț să mă deranjeze. Se întâmplau în viața ei niște lucruri care tare îi plăceau acelei persoane. Și s-au obișnuit cu ea. Erau lucruri plăcute. Foarte plăcute erau pentru firea pământească. Însă lucrurile alea plăcute pentru firea pământească o duceau pe persoana aceea tot mai mult în jos, o distanțau de Dumnezeu tot mai mult, până când i-am dat o carte a mea. Și am spus, citește meditația care se intitulează Doamne, deranjează-mă. Și după ce a citit meditația aceea, mi-a scris un e-mail și mi-a spus, pentru prima dată în viața mea, am învățat că trebuie să mă educ să mă deranjeze unele lucruri din viața mea. Că până acum le acceptam și spuneam, asta e viața. Zice, trebuie să mă educ să mă deranjeze, fraților. Înțelepte vorbe. Și ce cred că unii dintre noi avem nevoie să ne educăm să ne deranjeze unele păcate din viață. Amin. Eu nu știu care este domnitorul ăla. Dar fii atent, unul, trebuie să învățăm unele păcate și unele simțuri din alea 5, 6, 10, 100, cât eu mă avea, că unii avem simțuri nu mai mult decât 5. Trebuie să învățăm să ne educăm să ne deranjeze, că doar așa vom putea să punem piciorul pe grumazul lor, adică pe gâtul lor. Doamne, ajută-ne la aceasta. Închei cu acest adevăr. Vis-a-vis de domnitorii care încearcă să ne domine. Dacă nu-i omori tu, te omoară ei. Așa e cu păcatul. Dacă nu-l omori tu, te omoară el. Amin. Să fii atent, noi am învățat în această dimineață un adevăr foarte simplu spus. Credința îl atrage pe Dumnezeu la tine. Pocăința îl atrage pe Dumnezeu la tine.
Sfințenia îl atrage pe Dumnezeu la tine. Când te lași dominat de cruce, de jertfa lui Iisus Hristos, când te lași dominat de pocăință prin cuvântul lui Dumnezeu, credința asta îl atrage pe Dumnezeu la tine, așa cum frica și păcatul îl atrage pe Satan la viața ta și în viața ta. Dumnezeu mă cheamă în această dimineață să trăiesc prin credință, nu prin ceea ce simt, nu prin ceea ce văd, nu prin ceea ce ating, nu prin ceea ce aud, nu prin mirosurile pe care le am, ci Dumnezeu în această dimineață îmi spune că viața mea trebuie să fie condusă de cruce, de jertfa lui Hristos, de sângele lui Hristos și de cuvântul lui Hristos, slăvit să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.